Bine ați revenit la Doza de Net. Numele meu este Sorin și împreună astăzi vom urmări câteva clipuri cu cei mai trăzniți tătici. O zi obișnuită ca oricare alta. Hop! Și creasa zăpezii se pare că l-a răfit pe micuțul nostru. Puși de vede și dă-i un par de vin fiert, o să răcească. O zi obișnuită ca oricare alta. Hop! Se pare că tăticuțul nostru a adus lipsă de jucării când era mic. Ăsta micul vrea și el, nu? Lasă-mă pe mine că știu eu ce fac. Tu ai avut jucării când erai mic? Eu n-am avut. Acum e rândul meu, lasă-mă să mă distrez și eu. Nu-i așa? Despre asta e vorba. Și hop, l-au ajuns blestemele lui Fisul. Ce să facem? Asta e viața. Exact. Ce ai putea să faci la bătrânețe decât să plantezi o petardă în canalizare? Hop, așa. Mai era puțin și ieșeau chinezi din groapa aia. Ce te așteptai, tataie? Să ia să înflorească trandafirii acolo sau ce? Bă, curat că vine nevasta. Dacă aveți impresia că e ușor să fii bunic, uitați-vă la bunicelul nostru, care încearcă și el așa cum poate să-și distreze nepoțica. Și ce să facă altceva decât să sară coarda și s-a dus în beci. A dus și o sticlă de vin dacă tot ești acolo, tataie. Ce puțin, tataie? Oh, scuze, nu. Doar se juca cu sculele lui proprii. Ce s-a adus lipsă de jucării când era mic? O idee foarte bună. Hai să ne dăm cu trotineta. Hai să ne dăm. Hop, așa. Ce-am făcut, n-am mai făcut. Exact. Un cadou perfect. Un cadou perfect pentru o persoană în vârstă. Un hoverboard. Curiozitatea. Și ușor, hai că învățăm ușor. S-a dus curiozitatea și plăcerea totodată. Asta e interesantă. Pentru prima oară 3D, realitate virtuală. Unde-i casa mea? Unde-i tablou? Hop, ce-i ăsta în spate? Hop, și acolo sus ce e? Hop, prinde-mă, stai! Bunicuțul nostru pare că am speriat. Luați aia de la ochi, că face infarct 100%. I-a înghețat creierul. Exact. Tăticuțul nostru învață să manevreze drona, văd. Doar că drona se cam apropie, se apropie cam tare și... Încă puțin și drona ar fi făcut mai multe decât ce-au dorit ei. Aici îl avem pe bunicuțul nostru, care a pus mâna pe un GoPro și încearcă să imortalizeze momentele din vacanța lui. Ceea ce nu-și dă seama e faptul că de fapt își filmează nasul ăla, de parcă ar fi vorba despre un documentar despre nasul. Mamă, dar chiar ce nas are? Și ce mândru-i de materialul pe care îl face, vorba aia. Cine sunt eu? Opa, și asta nu sună bine. Deja mă doare. Dacă voi credeați că e ușor să fii femeie, am simțit-o până și eu treaba asta. Nu mai judecați femeile, pentru că trec prin foarte multe chestii urâte. Dovadă videoclipul pe care tocmai l-ați văzut. Cam atât pentru astăzi, sperăm că v-a plăcut rubrica Tătici Trăzniți și până data viitoare nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube.